Hawaii este o destinație de vis pe harta turiștilor, pentru că oferă o diversitate mare de locuri de vizitat și lucruri de făcut. Este destinația ideală a celor care vor să se relaxeze la soare pe o plajă albă, a celor care vor să descopere pădurea tropicală, a celor care sunt fascinați de erupțiile vulcanice care măresc în mod constant suprafața insulei sau pur și simplu a celor care doresc o vacanță liniștită în care să facă surf și să mănânce fructe de mare. Astfel, în acest episod vom vedea un top 10 al locurilor de vizitat în Hawaii. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță, acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. 9. Parcul Național Haleakala. Haleakala este un vulcan care formează mai mult de jumătate din insula Maui. Cunoscut și sub numele de vulcanul Maui de Est, acest vârf se ridică la vârf la peste 3000 de metri. Zona din jurul vulcanului se numește Parcul Național Haleakala. O mare parte din parc se învârte în jurul enormului crater, care este comparabil cu un peisaj lunar. Drumețiile sunt cel mai popular mod de a explora parcul, iar cele mai bune priveliști pot fi găsite de-a lungul traseului care duce la Kalu Okao. Dacă faceți drumeții pe aici, există mai multe piscine unde vă puteți răcori. 8. Honolulu. Capitala a statului insular Hawaii, metropolă înfloritoare aflată în mijlocul unui paradis tropical, importantă destinație turistică și de agrement, Honolulu este situat în golful Mamala de pe insula Oahu, a treia insulă ca mărime din arhipelag. Orașul își datorează numele așezării sale avantajoase, Honolulu însemnând locul protejat. După descoperirea insulelor, în 1778, de către capitanul Cook, micul sat se va dezvolta, devenind un centru comercial și maritim, iar din 1898 și important centru strategic, Marina Statelor Unite ale Americii stabilindu-și aici baze militare. Orașul este alcătuit din trei părți. Zona Waikiki, o meca a turiștilor și a amatorilor de sporturi acvatice, plajă și soare, situată în partea estică a orașului, zona vestică, situată în partea opusă și folosită ca infrastructură militară, aici aflându-se baza aeriană Hickam și baza maritimă Pearl Harbor, iar a treia zonă, cuprinsă între cele două, fiind de fapt orașul Honolulu. Acesta are o bogată moștenire culturală și istorică, cu atracții precum Muzeul Bishop, Iolani Palace, casa ultimului monarh polinezian, regina Liliuokalani, Chinatown sau Aloha Tower, odinioară cea mai înaltă construcție pe o rază de 4000 de kilometri. 7. Memorialul Pearl Harbor. Pearl Harbor este un reper istoric național pentru cetățenii Statelor Unite și o bază militară activă care și-a câștigat locul în istorie pentru atacul japonez din 1941, care a ucis 1177 de militari americani. Situl militar găzduiește acum mai multe atracții turistice care amintesc de cel de-al doilea război mondial, printre care și memorialul navei USS Arizona, care plutește deasupra rămășițelor navei scufundate, ale cărei părți pot fi văzute ieșind din apă. Nu există vreun cost pentru un tur al memorialului, însă sunt recomandate rezervări datorită popularității sale. Pearl Harbor Visitor Center are intrarea gratuită și este locul de întâlnire pentru excursii, inclusiv pentru transportul la Muzeul Aviației Pacific de pe insula Ford, unde vizitatorii pot vedea avioane și artefacte din al doilea război mondial, precum și experiența aterizării unui avion pe un portavion într-un simulator. Alte atracții includ USS Oklahoma, USS Utah și cuirasatul USS Missouri, a cărui punte poate fi vizitată de turiști. 6. Coasta Napali. Linia de coastă Napali este una dintre destinațiile de top de explorat în Hawaii, deoarece ea poate fi accesată doar prin drumeții, cu barca sau cu elicopterul și este renumită ca fiind unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Situată de-a lungul țărmului nordic al orașului Kauai,
Coasta se mândrește cu stânci verzi catifelate și cascade magnifice care se aruncă în văi adânci și înguste. Persoanele aventuroase, potrivite și experimentate, ar putea dori să o exploreze prin cel mai bun traseu de aici, traseul Calalau, de 30 de kilometri dus întors, cu liniile sale abrupte, întoarcerile înguste și virajele strânse. Dacă nu sunteți pregătit pentru această sarcină, puteți zbura pe deasupra făcând un tur cu elicopterul sau vă puteți alătura unui tur cu barca pentru a vedea coasta din apă. 5. Parcul Vulcanic Național. Acest parc național, înființat în 1916, este rezultatul a sute de mii de ani de vulcanism, migrație și evoluție, procese ce au luat o mică parte de mare și au acoperit-o cu ecosisteme unice și complexe, cu o cultură distinctă. Peste jumătate din parc este sălbatic și pune la dispoziția vizitatorilor plimbări neobișnuite și posibilități de camping. În recunoașterea valorilor naturale remarcabile, Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii a fost desemnat Rezervație Internațională a Biosferei în 1980. Activitatea vulcanică generată aici a ajutat la crearea orașului Kalapana, acum acoperit de lavă de la erupțiile recente și alte plaje cu nisip negru. În perioadele cele mai active din zonă, turiștii au șansa de a experimenta fiorul, de a simți o activitate seismică, de a auzi explozia emisiilor de gaze sau chiar de a vedea un bulgăre de cenușă sărind în aer. Parcul are multe lucruri de făcut și de văzut, inclusiv Thurston Lava Tube, Muzeul Jagger, Devastation Trail și craterul Halemaumau. 4. Drumul Hana. Drumul impresionant Hana, numit oficial Autostrada Hana, este o porțiune pitorească de autostradă de aproximativ 80 de kilometri de pe insula Maui, care șerpuiește prin Paia, prin păduri luxuriante și de-a lungul coastei până în orașul îndepărtat Hana. Această călătorie merită atât pentru vizitarea obiectivelor turistice de-a lungul drumului, cât și pentru vizita din oraș. Atracțiile de-a lungul traseului includ numeroase trasee de drumeții, cascade, priveliști pitorești și plaje. Locația orașului Hana, relativ separată de restul insulei, i-a permis să mențină mai mult o cultură hawaiană tradițională decât alte orașe. 3. Molokai. Nu toate insulele din Hawaii s-au dezvoltat în același ritm alert din punct de vedere economic și turistic. Molokai este una din insulele mai puțin dezvoltate, dar cele mai pitorești din stat. Cunoscută sub numele de Friendly Island, Molokai are o istorie unică. Cea mai faimoasă atracție de pe insulă este Parcul Național Istoric Kalaupapa, care a servit odată ca o colonie de leproși. Astăzi, majoritatea vizitatorilor Molokaiului vin atât pentru istorie, cât și pentru frumusețea curată și nedezvoltată. Puteți face drumeții în parcul de stat Palau sau puteți petrece ziua la Papohaku, o plajă în care rareori există mai multe familii la un moment dat. 2. Cascada Curcubeu. Rainbow Falls este o cascadă situată în Hilo, Hawaii. Aceasta are o înălțime de 24 de metri și aproximativ 30 de metri în diametru. La Rainbow Falls, râul Wailuku cade într-un bazin mare. Cheile sunt acoperite de luxuriantele plante tropicale, iar imaginea fabuloasă este completată de bazinul cu apă de culoare turcoaz, care este mărginit de ghimbir sălbatic. Numele Rainbow Falls derivă de la faptul că, în diminețile însorite, în jurul orei 10, peste cascadă pot fi văzute curcubeie. Cascada este ușor accesibilă printr-o scurtă călătorie cu mașina de la Hilo. Pentru perioadele cu precipitații abundente, extreme, pentru a putea fi traversat, peste râul Wailuku au fost construite 3 poduri solide. Cascada produce un sunet răsunător și asurzitor la cădere, ceea ce este un element de admirat de vizitatori. Înotul este interzis în bazinul de vărsare al cascadei, din motive de siguranță. Dacă alegeți să vizitați această zonă, este recomandat să purtați pantofi comozi, potriviți pentru drumețiile montane.
Pentru a vă bucura de un spectacol al naturii fabulos, este recomandat să vă programați excursia la Cascada Curcubeu în primele ore ale dimineții, atunci când soarele răsare peste copacii de mango. Rainbow Falls poate fi admirată și de la înălțime, în timpul excursiilor cu elicopterul. 1. Mauna Kea. Cel mai înalt munte din Hawaii, Mauna Kea, de pe insula Big Hawaii, este o lume departe de paradisul tropical la care ne-am aștepta. Mauna Kea este cel mai înalt munte din lume, măsurat de la bază la vârf, deoarece baza sa se află pe fundul mării, la aproximativ 6.000 de metri sub nivelul Oceanului Pacific, aducându-i înălțimea totală la peste 10.000 de metri. Mauna Kea este un vulcan inactiv, unul din cei 5 vulcani care formează insula Hawaii. Puekyu, unul din numeroasele conuri de pe platoul vârfului, este cel mai înalt punct din statul Hawaii, ajungând la 4.207 metri altitudine. În limba hawaiană, Mauna Kea înseamnă Muntele Alb, o referință la faptul că vârful său este acoperit de zăpadă în timpul iernii din emisfera nordică. Astfel, micul stat insular american este o comoară turistică. Deși se află foarte departe de țara noastră, merită să ajungeți măcar o dată în acest paradis oceanic, tropical și vulcanic.